Așadar, ele sunt în următoarea luptă. A doua semifinal, Alexandru Surcov, Vadim Nani. Ce avem? Avem doi luptători. Ca să facem o generalizare, aș spune că Surcov Alexandru a avut o luptă foarte grea, foarte grea, o luptă de trei reprize și o traumă care... Dar și e pe față, de fapt, da, rezultatul luptei. Da, și e pe față și o traumă care a încasat-o. Și Nani Vadim, care a avut o luptă destul de ușoară, care a trecut de primul adversar foarte repede, valorificându-și tehnica sa de brațe. Acum avem kickboxing contra box, Vadim Nani contra Alexandru Surcov, dar vedem cum o să fie, dacă nu o să încurce lui Alexandru Surcov trauma care a încasat-o în luptă cu Cojocaru. Dacă medicii și secundanții și-au făcut lucru și au putut cumva să-i oprească sângerarea. Dacă o să-i dea voie arbitrul din ring, Ipolit Ivan, să participe, să lupte mai departe. Bine, avem mai multe întrebări și răspunsul la care îl vom primi recent peste câteva clipe. Într-adevăr, și adeptul sportului clasic, boxului clasic, așadar, doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră este Nani Vadim, de 1,81 m, 84 de kg, este antrenat de Anatol Pâca. Din palmaresul său de victorii putem menționa turneul internațional în numele lui Trestin, a deținut primul loc în Ucraina în anul 2005 și apoi este campionul Chișinăului din 2006, este campionul Republicii Moldova la box 2007 și este premiatul campionatului Europei din anul 2008 de asemenea la box, adică este un sportiv mai mult clasic, dar foarte, foarte titrat. Foarte titrat și care s-a acomodat, s-a adaptat la acest gen de sport și a trecut la fel de un sportiv foarte de valoros în prima repriză. Dar nu și-a arătat, nu și-a deschis tehnica probabil mai variată. Da, și să vedem ce o să fie acum. Bine, Sângerează rău. Asta am vrut să spun. Bine, avem un sportiv traumat. Dar o extraordinară, într-adevăr, dorință de a învinge. Ceea ce am văzut în prima lui luptă. Așadar, într-adevăr, e ceva.